Vorbeați Rog. mai devreme de domnul Ilie Bolojan și de mesajul dat de acesta zilele trecute. Credeți că ar putea fi un al treilea candidat la Congresul PNL, domnul Bolojan? Ar putea fi, dar să știți că rețelele din Transilvania pe care s-ar fi putut baza sunt în general mobilizate în favoarea domnului Câțu. Așa că e destul de complicat de discutat dacă se va înscrie sau nu. Vor exista diferite strategii în funcție de modul în care înclină balanța, dar domnul Bolojan a spus că se va hotărî pe care dintre cei doi îi va susține. N-a lăsat deloc să se înțeleagă că va fi candidat la conducerea partidului. Vă vorbeam de prezidențiale însă, care sunt importante. Ludovic Orban a anunțat, pentru a-și întări susținerea în organizații, că ar putea fi candidat la prezidențiale și a prezentat sondaje care îl arată ca fiind cel mai bine plasat pentru acestea acum. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, domnul Cățu nu este un prezidențiabil în acest moment, dar dintre cei care se aflau lângă domnul Cățu, îl văd ca prezidențiabil pe Tareș Bogdan, spre exemplu, care, sigur, vine din PNL, deci nu este pe linia pedelistă, dar care are o imagine publică recunoscută și poate, în condiții favorabile, în 2023 să-și depună candidatura mai ușor dacă este domnul Câțu erodat de guvernare decât dacă este domnul Orban. Sunt și calcule de genul acesta care se fac pentru că, să știți, candidatul la prezidențiale va juca un rol central și partidele își vor structura campania în jurul acelui candidat.